Mulțumim foarte frumos pentru că ați venit în număr atât de mare. Dincolo de orice convenție de program de televiziune, e cu mari emoții și cu mari plăceri să ne vedem a doua oară la Gala Persoanelor cu Dizabilități. Suntem deja o comunitate, deja ne salutăm, ne cunoaștem, e mult mai confortabil decât data trecută și o mare plăcere să ne revedem. Bine ați venit! Bun! Suntem la cea de-a doua ediție a Galei pentru Persoanele cu Dizabilități și ne găsim sub un nume generos pe care merită să-l ținem minte. Educație fără bariere. Cei doi inițiatori ai acestui eveniment, Fundația Motivation România și Active Watch, agenția de monitorizare a presei, au organizat în noiembrie anul trecut, pentru prima dată această gală, din dorința de a schimba felul în care e percepută imaginea persoanei cu dizabilități în România. Avem de-a face în România cu două mentalități aflate în concurență. Incluziune contra excluziune. După o jumătate de an de campanie de promovare a politicilor de incluziune, Active Watch, agenția de monitorizare a presei, a măsurat și a descoperit că încrederea populației în accesul pe piața muncii al persoanelor cu dizabilități a crescut cu 8%. Nu e mult, dar e ceva. Așadar, se poate să mergem înainte într-o direcție bună, chiar dacă piedici materiale sau de mentalitate se găsesc încă la tot pasul. Am depășit momentul cu informații importante și îl invit acum pe domnul Cristian Ispas, directorul Fundației Motivation România, unul dintre cei doi organizatori ai Galei Persoanelor cu Dizabilități, și pe domnul Edi Crăciun, beneficiar al Fundației Motivation. Bună seara, Edi! Bună seara, Cristian! Începând din 2002, Fundația Motivation România a creat alternative în comunitate pentru 37 de copii speciali care au crescut până atunci într-un centru de plasament. Unul dintre acei copii este Eddie. El locuiește la Motivation din 2004. Pentru fiecare dintre noi, normalitatea înseamnă o familie și, de ce nu, o slujbă, o activitate zilnică. Edi a avut șansa ca doi dintre colegii noștri, Ionela și Adrian Petcu, să-i ofere o familie. Și începând de luna aceasta, va locui cu ei, iar tot de luna aceasta, Edi este angajatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care desfășoară un program în parteneriat cu noi. Are un serviciu, are o familie. Este o poveste de succes și stă în puterea noastră a tuturor, a societății românești, ca mai mulți tineri sau toți tineri în situația lui Edi să poată trăi o astfel de poveste de succes. Ne bucurăm că avem ocazia ca împreună cu partenerii noștri de la Active Watch, agenția de monitorizare a presei, să organizăm a doua ediție a Galei Persoanelor cu Dizabilități și vreau să folosesc acest moment pentru a-i mulțumi doamnei Elena Șerban, directorul Fundației Vodafone România, care atunci când noi am solicitat ajutor, a făcut un pas în față și ne-a sprijinit ca și în alte ocazii, înțelegând importanța acestui eveniment. Iar pentru a vă demonstra cât de important a fost evenimentul de anul trecut, prima ediție a Galei, vreau să vă spun despre un proiect al unei societăți comerciale ai cărei reprezentant se află astăzi alături de noi, OMV Petrom, rafineria Petrobraz, care a investit de anul trecut și până acum peste 100.000 de euro în lucrări de accesibilizare a spațiilor dumnealor, astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă acces la orice loc de muncă. Este un exemplu care cred că vorbește despre importanța acestui moment și noi ne dorim ca și gala de acest an să genereze astfel de rezultate. Anul acesta, propunerea noastră este educația inclusivă pentru copiii cu dizabilități. Așa cum spuneam și anul trecut, educația fiind una din cauzele principale a neangajării persoanelor cu dizabilități. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și sperăm să ne revedem și anul viitor. Îmi pare bine că sunteți alături de mine și să vă spun ceva despre mine. Pe mine mă numesc Crăciun Edor Marian, locuiesc în Fundația Motivation. Până să vin în Fundația Motivation am fost la SOS Atelier Copilor. Acum trebuie să ne angajăm la un solar, o să punem roșii, castraveți,
Și cam atât. Bine. Mulțumim, Edi. Mulțumim, domnule Espas. Bun, înainte de a începe festivitatea de premiere, aș dori să vi prezint pe aceia care au sprijinit gala persoanelor cu dizabilități. Reprezentanța Comisiei Europene la București, sub patronajul căreia se organizează evenimentul. TVR1, care a asigurat producția evenimentului. Adevărul Holding, ca partener. Au dat vestea mai departe. Știrile Europa FM, București FM, 24 Fan, UPS Media, revistele L, Avantaje, Psicologii, Baby. Partenerii online, hotnews.ro, smartwoman.ro, bestjobs.ro, promoafaceri.ro, businesscover.ro, romaniapozitiva.ro, startevo.ro și b365.ro. Mulțumesc foarte frumos! Evenimentul a fost susținut de Fundația Transilvania, Fundația Valvis, Special Olympics România, Fundația Step by Step, Media Image, Imfoto, Guitar Shop, Unitățile Protejate Arto și Motivation SRL, iar Sovis Print a tipărit toate materialele acestui eveniment. Tuturor le mulțumim pentru ajutor. Bun. M-am relaxat și eu. Începem festivitatea. Timp de o lună s-au făcut propuneri și s-au înscris 124 de candidați în competiția galei la cele 5 secțiuni. Candidaturile au fost evaluate de jurile acestei ediții, din care au acceptat să facă parte 16 persoane. Experți în educație și incluziune, ambasadori, oameni din mediul de afaceri, jurnaliști, persoane cu dizabilități care au experiență și realizări academice. Prima categorie de premiere este Promovează abilitatea, dedicată ziariștilor care au știut să vadă și să scrie dincolo de barierele dizabilității. Sub presiunea timpului și a audienței, ziaristului nu este foarte ușor să surprindă realitatea persoanelor cu dizabilități, iar a reda această realitate fără a exagera și fără a răni sentimentele cuiva e un lucru demn de toată lauda. Despre aceste lucruri și despre ce cred ziariștii cu privire la persoanele cu dizabilități ne vorbește reportajul următor. Să-l vedem! De la oamenii cu dizabilități am învățat că se poate, că este posibil. Orice. Pot face sport ca oricine altcineva, poate chiar mai bine, pot urca munți, pot înota, juca tenis de masă, de câmp, basket chiar. Sunt persoane puternice, sunt oameni care își asumă cu curaj condiția pe care o au și reușesc chiar să-și o depășească. Oameni ca noi. Oameni deosebiți, oameni minunați. Oameni ambițioși, în primul rând, curajoși, aș putea spune. Degajă umanitatea autentică și acest lucru este cea mai importantă definiție pe care l-aș da-o. Cel mai important lucru este ambiția cu care ei se străduiesc să depășească bariere. Sunt oameni care nu vor să fie priviți altfel. Atunci când Dumnezeu închide o ușă, lasă întotdeauna o fereastră deschisă. Și iarăși, când Dumnezeu îți ia un dar, întotdeauna îți lasă un har. Iar acești oameni chiar sunt niște oameni hărăziți să aducă lumină în jurul lor. Încearcă și de cele mai multe ori reușesc să se integreze. În primul rând am învățat lecția demnității, pe care acești oameni și-o asumă până la capăt, cu curaj, cu tenacitate și uneori cu un umor care te fac să înțelegi altfel esența vieții. Ființa umană poate depăși orice obstacol. E o lecție pe care nu o dau ei cu siguranță. Aș dori să vi prezint pe cei care au analizat candidaturile din categoria Promovează abilitatea. Domnul Ștefan Cândea, ziarist și fondator al Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație. Domnul Vlad Mixici, redactor hotnews.ro și corespondent Deutsche Welle România. Și domnul Luca Niculescu, redactorul șef al Radio France International România și realizator TVR1.
Îi invit pe doamna Simona David, director Corporate Affairs la Adevărul Holding, și pe Dragoș Greceanu, elev în clasa a treia la Școala pentru Deficiențe de Vedere din București, pentru a ne dezvălui numele câștigătorului de la această categorie. Vă rog. Există deja o comunitate a ziariștilor care promovează abilitățile persoanelor cu dizabilități. E o comunitate mică, dar care se face auzită din ce în ce mai mult, la radio sau televiziune, în presa scrisă și online. Sunt oameni care văd dincolo de aparențe și spun mai mult decât clișeele clasice. Vă rog pe Dragoș să continue atunci. Între ei este o voce care a dedicat programe celor cu sindrom Down, copiilor cu autism, copiilor nevăzători ca mine, persoanelor cu dizabilități intelectuale sau motori. Această voce este Radio România Timișoara. Mulțumesc, Dragoș. Noi, Radio Timișoara, Radio România în general, nu suntem decât un suport. Adevărații învingători sunt eroii emisiunilor noastre. Și sper ca în timp să avem parte numai de învingători. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi, bravo. Mulțumim și spor. Mulțumim. Mulțumim, Dragoș. Da, felicitări câștigătorului, felicitări celor care au prezentat premiul. Trupa Dan Stroma din Cluj și toboșarul Andrei Strătilă ne-au pregătit special pentru seara asta un moment artistic. Andrei a urmat facultatea de drept și, fiind pasionat de muzică, debutul ca toboșar l-a avut la International Roma Art Festival, iar acum și-a înființat o organizație prin care încearcă să-i sprijine pe cei cu dizabilități. Dan Stroma și Andrei Strătilă, What a Wonderful Life! I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue, the clouds are bright, blessed day, dark, sacred night. I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love
I hear babies cry. I watch them grow. They learn me so more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Bun, aș dori să vi-l prezint acum pe unul dintre luptătorii pentru drepturile celei mai dezavantajate categorii dintre persoanele cu dizabilități. Cei care au probleme de sănătate mentală. Și nu exagerez când spun că sunt cei mai dezavantajați, vă pot oferi niște cifre. 57% din români nu doresc să fie prieteni cu o persoană cu suferință psihiatrică. Cele mai multe întreprinderi și firme, 65% din respondenți, ar prefera pe oricine altcineva în locul unei persoane care în trecut a suferit o boală mentală. 96% dintre români consideră că cei cu tulburări psihice nu au șanse de angajare. Sunt alături de Ștefan Bandol. Salut, Ștefan, ne tutuim, că ne-am cunoscut înainte, da? Servus. Ne-am cunoscut înainte de începerea emisiunii. Suntem cumva într-o situație ca la o emisiune care se difuza pe vremuri la TVR, când moderatoarea, nu moderatorul, venea așa lângă invitat și făcea o surpriză. Dar nu e cazul în seara asta. Da, da. Ștefan, ce face Asociația Aripi? Asociația Aripi a fost fondată în anul 2002 de către beneficiari și foști beneficiari de servicii de sănătate mentală. Scopul ei este de a milita pentru drepturile noastre și vrem să fim consultați în luarea deciziilor. Nu suntem niște copii să ia deciziile alții pentru noi. Dar cum adică să fiți consultați? Simplu. În orice alt diagnostic, oricare alte boli, pacienții sunt consultați de către doctori în tratament, în elaborarea serviciilor. În psihiatrie, nu. Ștefan, ce ar trebui să știe lumea despre bolile psihice? Pentru că, hai să fim foarte direcți în treaba asta. Lumea spune așa, un om care suferă de o boală psihică poate să fie violent, poate să fie agresiv, trebuie să te ferești. Ce ar trebui să știe lumea despre oamenii cu boli psihice? E ușor să pui etichete că suntem violenți, că nu suntem mai prea deștepți, dar sunt două puncte pe care aș vrea să subliniez. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății spun că violența printre persoanele cu probleme de sănătate mentală nu este mai mare decât media, ci dimpotrivă mai mică. Și o altă statistică a Organizației Mondiale a Sănătății spune că 25% din populație, adică o persoană din patru, suferă de probleme de sănătate mentală. Deci, practic, cu toții avem în familie sau în cercul nostru de prieteni pe cineva care are o problemă de sănătate mentală. Factori declanșatori sunt peste tot în societate. Probleme la serviciu, probleme în familie, divorțuri. Deși aparent este o
distanță mare, la o analiză mai atentă, această distanță nu este chiar atât de mare. Ea devine mare datorită lipsei de comunicare și datorită discriminării. Mulțumesc foarte frumos, Ștefan. Nu o să spun nimic mai mult, pentru că ce ai spus tu e foarte clar. Nu o să adaug nimic. Sper că s-a văzut și s-a auzit. Mulțumesc foarte frumos. Spor cu asociația. Mulțumesc. Bun. Imaginați-vă, vă rog, că nu vedeți. Și ar trebui să treceți o stradă, să traversați o stradă nemarcată. Imaginați-vă că nu auziți și zilnic trebuie să călătoriți cu metroul, iar stațiile sunt anunțate doar printr-un semnal audio. Sau imaginați-vă că sunteți într-un scaun rulant și că în fiecare zi trebuie să ajungeți la facultate, să urcați la etajul 2 sau la etajul 3 pe scări, liftul fiind defect sau neexistând. E bine, celor care au încercat să-și imagineze toate astea, care au înțeles cât de importantă este accesibilizarea și au trecut la fapte, le dedicăm categoria porți deschise. În reportajul care urmează veți vedea două soluții individuale de accesibilizare și alte exemple. Unele bune, unele rele. Marian Ințel, lucrez la Fundația Motivation în România. La fundație avem un atelier de adaptat mașini hidramate pe accelerație și frână. E o manetă ca un fel de manșă de avion. Tragi în spate, accelerezi, împingi în față, frânezi. Este foarte ușor de manevrat, foarte utilă. Înainte de accident nu m-aveam permis. După accident la câțiva ani am dat de permis pe o mașină cu cutie hidramată. Cea cutie manuală nu poți conduc, ne am în mâinile bune, fiind tetraplegic. Acum mașina mă ajută foarte mult. E foarte utilă, merg la muncă, la cumpărături, în concediu oriunde. Mașina este ca și picioarele mele. Am vrut să intru la operă. Și nu reușesc pentru că nu e făcută corespunzător. E prea abruptă. Dacă mă împinge cineva, mă ajută, pot să urc lejer. Așa, singur nu reușesc. De pentru ce e bună ora am? De urcat cu bicicletă. Încălzirea curții de apel este accesibilizată corect. Aici avem un elevator, o rampă electrică, dar care nu pot să o accesez. Trebuie să rog pe cineva să vină dinăuntru ca să pot să intru. Favor, Chloe. Nu o să ne fie. Chloe pentru mine este ca un copil, este un nou membru al familiei și îmi salvează viața implicit. Chloe, când ne întâlnim cu un șir de trepte, se așează în șez, după cum se vede forward Chloe, pentru a mă atenționa că urmează trepte. De asemenea, dacă întâlnim o groapă, un canal fără capac, ea se oprește sau, dacă putem ocoli, ocolim. Sit. Da, juriul pentru această categorie este format din excelența sa, domnul Andreas von Mettenheim, ambasadorul Republicii Federale Germania, domnul Șerban Sturza, arhitect, doamna Adina Milac, doctor în biofizică și cercetător științific la Institutul de Biochimie al Academiei Române, și domnul Florin Georgescu, fondatorul Asociației Tandem. Ne vor face cunoscut câștigătorul premiului la categoria Porți Deschise, doamna Adina Milac și domnul Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România. Cui se acordă premiul? Câștigătorul categoriei Porți Deschise a reușit să redea speranța unei educații normale pentru copiii cu dizabilități. Pentru că a știut că accesibilizarea
nu se oprește la ușa de la intrare și pentru curajul de a începe să accesibilizeze și mințile oamenilor, premiul la categoria Porți deschise se acordă echipei de la Centrul de Resurse și Asistență Educațională Speranța din Timișoara. Felicitări! Felicitări, da. Felicitări. Doamna Elena Petrica, directoarea Centrului de Resurse și Asistență Educațională Speranța de la Timișoara. Acum când ne apropiem de un moment aniversar, acela în care urmează să sărbătorim 20 de ani de când existăm, în acești 20 de ani sperăm noi că Speranța a devenit o certitudine pentru beneficiarii care ne-au trecut porțile și am înțeles în acești ani că dincolo de barierele fizice există și alte bariere, uneori mult mai dificil de trecut. Mulțumesc încă o dată și ne simțim onorați. Mulțumim și noi. Acum, doamnelor și domnilor, vom urmări cel de-al doilea proiect artistic realizat special pentru această gală și îmi revine extrem de plăcută misiune să găsesc numai superlative pentru momentul ăsta. Doi tineri de la Asociația Sindrom Down București, Mădălina Marin și Mohamed Abedin Nejadi, au lucrat în ultimele 3 săptămâni pregătind acest dans cu perechea Elena Măruță și Yoshihiro Katayama. Mădălina și Mohamed sunt doi tineri foarte activi, participă la competițiile Special Olympics și se antrenează săptămânal la dansuri sportive. Domnul Yoshihiro Katayama, consilier al Ambasadei Japoniei la București și partenera sa, doamna Elena Măruță, sunt sportivi de performanță legitimați la clubul de dans sportiv Hobby Dance, condus de antrenorul Justin Istrate. Doamnelor și domnilor, valsul vienez, Dunărea Albastră. Wow! Da! Mulțumim foarte, foarte frumos! Ne-am întâlnit la emisiunea Garantat 100%, ne-ați făcut privilegiu să veniți și la gala asta. Mulțumesc în numele tuturor celor care sunt aici, pentru toți patru. Ați făcut un lucru absolut minunat. Suntem onorați să fim aici. Cum ați lucrat în astea 3 săptămâni? A fost o deosebită plăcere să facem antrenament cu Mădălina și Mohamed. Pentru că întotdeauna ei și-au păstrat atitudine așa de pozitivă. Hai să facem, hai să încercăm și așa și așa mai departe. Și fiecare antrenament a fost foarte plăcut.
Vă mulțumesc foarte frumos, spor la treabă, spor în ceea ce faceți. O mare plăcere a fost să vă vedem. Mulțumim foarte frumos. Bravo! Mulțumim! Cei care au organizat această gală, Fundația Motivation România și Active Watch, agenția de monitorizare a presei, cred că cei cu dizabilități au ce căuta pe piața muncii și ăsta e și unul dintre motivele pentru care ne întâlnim în seara asta. Mai mult, ei o demonstrează cu cifre. În ultimii 3 ani, cele 2 organizații au găsit locuri de muncă pentru 400 de persoane cu dizabilități. În reportajul care urmează vom descoperi cum persoane cu dizabilități, despre care se spunea că nu pot munci, că nu pot să aibă o slujbă, că nu reușesc să facă față, se descurcă, fac față. Și cum de fapt e vorba de a avea omul potrivit la locul de muncă potrivit. De știut că nu se poate termina suportul după o lună, două, trei, șase, ci este nevoie de sprijin de-a lungul întregii vieți, inclusiv pentru angajarea în muncă. Am demarat programul de angajare în muncă pe piața liberă din 1999 și am avut în general în jur de 20, între 20 și 30 persoane cu dizabilități angajate în muncă. Când spun pe piața liberă, spun angajați ai diferitelor companii. Cu sprijinul sigur al serviciului nostru de angajare asistată, care ajută beneficiarii să-și găsească un loc de muncă, îi ajută să-și însușească abilitățile sociale necesare pentru a păstra locul de muncă respectiv, precum și, sigur, diferite cursuri vocaționale pentru a putea să realizeze ceea ce trebuie la locul de muncă. Lucrăm în atelier, facem capace, sunt mulțumită, iau salar. Când o să-mi găsesc de lucru, o să-mi găsesc, că nu stau la centru. M-am obișnuit aici, la centru. Și aici vă place? Da. Aici sunt foarte mulțumită, nici nu credeam vreodată că mi se deplinește visul să lucru aici. Aici sunt mai bine la centru, e ca și familia mea. Oriunde, pe unde am fost la lucru, tot așa se purtau. De parcă aș fi eu nimănui. Oricând, în familia oricăruia dintre noi se poate naște un copil cu sindrom Down sau un copil cu autism, sau, Doamne ferește, putem avea un accident de mașină și să ajungem într-un scaun cu rotile și atunci pentru toți ne este mult mai bine să știm că trăim într-o societate în care persoanele cu dizabilități sunt, au o șansă la o viață demnă și decentă, că până la urmă despre asta este vorba. Membrii juriului de la categoria Angajatorii Abilității au fost domnul Cornel Cojocaru, directorul de comunicare al Băncii Comerciale Române, doamna Roxana Vitan, directoarea executivă a Fundației Româno-Americane și domnul Daniel Kozak, External Affairs Officer la Banca Mondială. Ionuț Nixon Sava și Andrei Butnaru, sportivi medaliați la competițiile internaționale Special Olympics. Împreună cu doamna Ștefania Gavrilă, coordonatoarea departamentului de panificație de la Oșan, unde lucrează cei doi tineri, sunt invitați pe scenă pentru a ne spune cine este în acest an angajatorul abilității. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru că ați venit. Stimată doamnă, de când lucrați cu cei doi tineri? Cu cei doi tineri lucrăm cam de un an și jumătate. Sunt angajați din aprilie 2010 în cadrul companiei Ocean. Sunt doi tineri foarte conștiincioși, preocupați. S-au integrat foarte bine în rândul echipei noastre. Asta vreau să întreb, cum se lucrează cu ei? Foarte ușor.
Însăși, compania Oșan este foarte preocupată pentru integrarea persoanelor cu dizabilități. Am putut să găsim posturi disponibile cu capacitățile lor de efort fizic și intelectual. Suntem bucuroși să-i avem în cadrul echipei noastre. Le oferim tot sprijinul și, în paralel, lucrăm la formarea și integrarea lor în rândul echipei noastre. Doamna Gavrilă e simpatică acum pentru că suntem la televizor sau spune adevărul? Spune adevărul. Și asta este. Okay. Bun. Te rog, să auzim cine e câștigătorul la această categorie. Această categorie este câștigătorul un model de, care depășește ideea simplă angajări. O companie care participă la seminarii de pe informarea subiectului dizabilității, care face evenimente sportive, concerte, acțiuni, ecologizare în care implică persoane cu și fără dizabilități, acest premiu se acordă linia întâi frontului Cluziunii Baumax. Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Așa cum a spus și domnul mai devreme, asta facem noi. Anul acesta a fost a patra acțiune Baumax, în care am încercat să le arătăm persoanelor cu dizabilități ce înseamnă Baumax, ce înseamnă magazinul nostru, ce putem face în magazinul nostru. Și mai mult de atât, am organizat concursuri de not și alte activități foarte, foarte drăguțe. Mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu drag. Felicitări, clacheta. Felicitări. Mulțumim, bravo. Mulțumim, poftiți. Suntem în imediată apropiere a unui alt moment artistic. E un moment pentru care cred că mulți dintre dumneavoastră au toate motivele să se bucure. Suntem fericiți să o invităm în seara asta, suntem fericiți că a acceptat invitația în seara asta. O avem alături de noi pe Alexandrina, iar alături de ea o trupă de excelenți muzicieni.
Gala din acest an s-a îmbogățit cu o nouă categorie. Categoria asta se cheamă Școala tuturor abilităților. Domnilor și domnilor, am onoarea să vă prezint o directoare de grădiniță cu 18 ani de experiență în sistemul educațional din România. Îi știe pe nume pe toți cei 180 de copii din grădinița pe care o conduce, știe ce probleme, dar și ce pasiuni are fiecare dintre ei. Este Cristiana Boca, coordonatoarea sistemului Step by Step pentru învățământ preșcolar în România. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara! Știu că în grădinița dumneavoastră aveți copii cu probleme speciale. Majoritatea grădinițelor nu îi acceptă. Dumneavoastră de ce îi acceptați? Sunt 180 de copii în grădinița Bambi, din care 7 până la 10 copii în fiecare an sunt copii cu nevoi speciale. Suntem deja familiarizați un pic în a lucra cu copii cu tulburări din spectrul autist, cu copii cu sindrom Down, hidrocefalie, paralizie cerebrală, tulburări de limbaj, deficiențe de auz. Noi aplicăm metodologia step by step. Pentru noi este important ca fiecare să-și atingă propriul potențial. Și acest lucru putem să facem pentru că suntem parteneri în tot ceea ce facem cu părinții copiilor, dar și pentru că avem o rată de 8 copii la un educator. Sunt foarte mulți oameni care ar spune așa, nu vreau să existe copii cu probleme speciale în grupa în care se află și copilul meu pentru că l-ar trage cumva înapoi. Cum răspundeți la o afirmație de genul ăsta? Da, aceasta este o îngrijorare a părinților înainte să știe cu adevărat ce se întâmplă în clasă și care sunt beneficiile pentru copilul tipic a prezenței unui copil cu nevoi speciale în clasă. La ce mă refer? La faptul că toți ceilalți învață să accepte diferențele, învață să fie atenți la nevoile semenilor lor, învață să observe că oricine poate să aibă probleme și să lupte pentru a le depăși. Și de foarte multe ori avem modele în copiii cu nevoi speciale de la noi din grădiniță, așa cum am văzut și aici. De asemenea, este o responsabilitate socială cu care îi creștem. Și cred că asta este un beneficiu pe termen lung. Mulțumesc! Vă invit să urmăriți în minutele următoare cum arată un program educațional de acest fel. Când ești chemat, vino pe... Daria. Stai frumos pe scaun până la... Ridică mâna când vrei să vorbești. Ești atent la... Luciane și faci... Liniște. Este un... loc în care pilotăm o școală sau încercăm pe marginea curiculei și metodologiei propuse de minister să împărțim sarcinile în pași cât mai mici, astfel încât copiii care iau parte în programul nostru de pregătire pentru școală să poată asimila cunoștințe. Încercăm pe cât posibil ca activitatea să se întâmple într-o formă non-formală și mai degrabă prin joc. Încercăm o formă de învățare prin joc. Daria!
Programul se desfășoară, probabil, după cum bine știți, în cadrul asociației Învingem Autismul. Asociația a luat naștere la dorința unei mămici, mămica unui copil cu autism, și mai departe proiectele au decurs în funcție de necesitățile beneficiarilor noștri. Am creat un serviciu de tranziție între structura de 1-1 de acasă și ceea ce înseamnă școala de masă. Activitățile sunt relativ similare în fiecare zi, pentru că la noi mai mult ca la oricare alt copil, repetiția e mama învățăturii. Dacă un singur copil nu reușește să-și însușească o cunoștință, asta nu ne dă nouă voie să trecem mai departe. Deci dacă un copil nu învață, înseamnă că noi nu ne-am făcut datoria foarte bine. Categoria Școala Tuturor Abilităților. A făcut parte din juriul acestei categorii doamna Bob Kamen de la organizația Mosaic din Statele Unite, domnul Edmund McLaughlin, reprezentantul UNICEF în România, și doamna Carmen Lică, președinta fundației Step by Step România. Acum e timpul să auzim numele organizației desemnate ca Școala Tuturor Abilităților, motiv pentru care le invit aici pe doamna Barb Carmen și pe Katia Radu, elevă în clasa a 9-a la Liceul Unirea din Brașov. Cu toții avem prejudecăți, dar după ce reușim să trecem peste ele, ele au rolul de a ne ajuta în a înțelege anumite lucruri. De asemenea, cu toții avem vise și pasiuni și cred că în această seară se cade să le mulțumim celor care au încurajat visele și pasiunile persoanelor cu dizabilități și le-au oferit lucrurile de care au avut ele nevoie văzând talentul din ei. Când am fost întrebată de ce aș avea eu nevoie în liceul în care studiez, am răspuns cu nimic, datorită faptului că știu câtă bunăvoință s-a acordat cazului meu și știu că toată lumea, când a fost nevoie, m-a ajutat și le mulțumesc pentru asta. Cu toate acestea, ca orice adult, persoană matură în devenire, am nevoie de independență și cu toate că părinții mei și părinții oricărui copil cu dizabilități sunt alături de el de câte ori are nevoie, el are nevoie de accesibilizarea instituțiilor în care el pășește. De aceea consider că la mine liceu ar fi nevoie de un lift. Poate că unii ar spune că nu merită să cumperi un lift pentru un liceu unui singur caz. Dar eu cred că tocmai prin cumpărarea, prin achiziționarea unui lift în școli și instituții, cazurile cu dizabilități sunt încurajate să facă parte dintr-un colectiv și să se bucure ca noi toți, care facem parte dintr-unul și ne bucurăm de compania celorlalți și le arătăm că putem. Needucabili, așa au fost numiți în trecut copiii cu dizabilități. Însă există un loc unde au parte de sprijin și condiții pentru o dezvoltare armonioasă. Acest loc există de 17 ani și oamenii care lucrează aici au ajutat peste 200 de copii cu dizabilități să ajungă în școlile de masă din comunitate. Un loc unde ceea ce a contat au fost nevoile, interesele și aptitudinile fiecărui copil. Este vorba despre Casa Minunată din Oradea. Doamna Adriana Duplessis, din partea fundației Casa Minunată din Oradea. Bună seara! Casa Minunată și-a deschis porțile în anul 1994, oferind pentru prima dată acces la educație copiilor cu dizabilități intelectuale și motorii grave și severe. Nu mai mică a fost provocarea care a urmat 10 ani mai târziu, în anul 2004, când
pe acum, având deja o bună reputație în educația specială, am decis să înscriem în programele noastre copii cu dezvoltare normală. Devenind astăzi astfel o școală inclusivă și doresc să exprim aprecierea mea pentru familiile, zecile de familii, care au venit alături de noi și au înțeles că incluziunea are beneficii enorme, atât pentru copilul cu dizabilități, cât și pentru copilul cu dezvoltare normală. Acest prestigios premiu, care mă umple de mândrie și emoție, permiteți-mi să îl dedic copiilor de la care am învățat multe de-a lungul anilor și de la care continuăm să învățăm, și echipei Case Minunate, care zilnic cu profesionalism și multă migală transformă în realitate visul multor copii și părinți din comunitatea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Felicitări! Îi invit în fața dumneavoastră pe domnii care alcătuiesc trupa Timpuri Noi, domnii aceștia spunându-ne ceva la care merită să medităm. Deschideți mintea! Te plictisește, tot ce ți-am zis este clar că busola îți este orientată spre lumea de vis și vei visa, o doar vei visa tu, că viața este ca o joacă, doar vei visa, o doar vei visa tu, că viața este ca o joacă, la 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 la. Dacă vrei să vezi cu adevărat, deschide-ți mintea. Dacă vrei să auzi cu adevărat, deschide-ți mintea. Dacă vrei parfum cu adevărat, oh, oh. Dacă vrei un gust cu adevărat, oh, oh. Dacă vrei să simți cu adevărat, deschide-ți mintea. Viața este ca o joacă, vei vedea, că viața este ca o joacă, la la la, 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 la la la,
Doamnelor și domnilor, vă prezint pe doamna Voica Pop, specialist în cadrul programului de protecție a copilului și sănătate la UNICEF. Bună seara! UNICEF acordă o atenție specială incluziunii copiilor cu nevoi speciale în învățământ. De ce ați ales o prioritate din tema asta? Un studiu realizat anul ăsta, în mai, de către o asociație de profil în România, arăta că 9 județe, un sfert din copii de vârstă școlară, 17-18 ani, nu sunt școlarizați. Și că o treime din copiii care sunt școlarizați și integrați în învățământul de masă, ABA, nu beneficiază de toate condițiile care să răspundă nevoilor lor. Deci credem că este absolut imperios să depunem toate eforturile pentru ca să trecem de la un slogan la realitate. Non-intervenția de astăzi ne costă de mii de ori mai mult mâine. În acest an, prin emisiunea Cu o dată în viață, am reușit să mobilizăm resurse care să elimine niște bariere din viața atât de grea a unor copii, poate cei mai dezavantajați din rândul copiilor cu dizabilități. Cei 60.000 de euro care au fost strânși în urmă cu câteva luni pot sprijini servicii pentru un număr de 50 de copii, pentru care tot ce înseamnă acasă și familie astăzi este reprezentat de Motivation. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i felicit și să-i îmbrățișez pe toți copiii care participă și care se implică, de multe ori cu mai multă responsabilitate și mai multă dedicație decât noi adulții, și care își pun astfel în valoare abilitățile și care ne demonstrează astfel în fiecare zi că efortul lor merită. Și pentru asta trebuie să credem în ei. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, categoria oameni cu desăvârșire destinată persoanelor cu dizabilități. Despre un astfel de om și proiectele sale e vorba și în reportajul care urmează. Să-l vedem! Servus, sunt Florin Georgescu. Uneori îmi place să cred despre mine că sunt un tip optimist. Împreună cu prietenul meu, Alexandru, am realizat un tur de țară pe bicicletă din dorința de a-mi demonstra mie, în primul rând, că îmi pot depăși niște limite. Am absolvit facultatea de psihopedagogie specială, masteratul de educație integrată și doctoratul la școala doctorală de psihologie din București. Ulterior, am înființat o asociație care se cheamă Tandem, asociație cu care sper să pot iniția și duce la bun sfârșit mai multe proiecte. Unul dintre aceste proiecte constă în realizarea unei ciclocaravane cu plecare de la Arad sau Oradea și destinația finală Londra. Un al doilea proiect constă în realizarea unui record național, probabil pe data de 20 decembrie, pentru viteză la automobilism, în ceea ce îl privește pe un nevăzător. Niciunul dintre proiectele pe care le promovez nu este destinat exclusiv persoanelor cu deficiențe. Deci, ele își doresc să fie un prilej de interacțiune și comunicare între oamenii cu și fără deficiențe, între oamenii cu și fără dezavantaj social. Cred că un om, indiferent de dezavantajul social pe care îl are, merită să aibă șansa autorealizării depline, indiferent pe ce plan, sportiv, cultural, civic și așa mai departe. Am reușit și sper că voi reuși în continuare. Au evaluat propunerile intrate în competiție doamna Andreea Sorescu, președinta asociației Învingem Autismul, domnul Alex Lukic, cunoscut blogger, și doamna Sally Wood Lamont, președinta Comitetului Paralimpic Român.
O să-i rog acum pe doamna Elena Șerban, directoarea Fundației Vodafone România, și pe Dani Matei, marketing manager la RoPot, să ni se alăture, pentru că ei știu și ne pot spune și nouă cine sunt premianții acestei categorii. Stimată doamnă, Fundația Vodafone se implică în foarte multe proiecte, dar de ce povestea asta cu dizabilitatea? Ne dorim să deschidem minți, pentru că noi sperăm că am deschis suflete și mai greu cu mințile și atunci continuăm acest lucru. Credem cu tărie că putem să schimbăm lucrurile și cred că am reușit cel puțin în cadrul companiei noastre, colegii noștri, colegii mei din Vodafone au reușit să-și deschidă mintea și să participe alături de fundația noastră în diverse proiecte, în diverse programe. Și pe lângă implicarea fundației din punct de vedere material, din punct de vedere al finanțării, partea noastră de suflet este cea în care ei vin ca voluntari. Și atunci sunt acele concursuri în care ei participă, acele meciuri de basket în care ei sunt voluntari și în care reușesc să aducă înapoi în familiile lor, de ce nu, o căldură și o satisfacție pe care n-ar avea altfel. Un puș pasionat de lectură, matematică și informatică și-a spus povestea. Și povestea lui a ajuns la sufletul foarte multor oameni care au aflat că nu-i lipsește curajul și de a pleca singur din satul lui pentru a urma studii de informatică la oraș. Optimist și iubit de comunitatea lui, a primit peste 1600 de încurajări să meargă mai departe. Acest copil se numește Alexandru Nicolae Ghenescu și este din satul Ghirbom, din Alba. Salut! Salut! Ce faci? Bine! Ai luat un premiu! Da! Felicitări! Mulțumesc! E bine că ai luat premiul ăsta? Da! Ce vrei să faci când o să termini școala? Încă nu m-am gândit. Deloc? Nu. Ba da, e puțin informatică. Vreau să mulțumesc în special Fundației Motivation, care m-a scris la acest concurs, tuturor din Sibiu și tuturor celor care m-au votat, și primărie din comuna Berghin, în frunte cu primarul Bica Vasile. Da. Mulțumim foarte frumos, da. Mai avem un premiu, premiul Oameni cu Desăvârșire. Să aflăm ce a decis juriul. Predă chiar la școala pe care a absolvit-o, coordonează multe activități extracurriculare ale puștilor cu deficiențe de auz, cu tact pedagogic, răbdare și empatie. Sub îndrumarea sa, copiii cuceresc premii și lumi. Dansează și face coreografie, pantomimă și teatru și studiază pictura. Toate acestea le realizează o singură persoană, descrisă de colegii ei ca lider calm, elegant, înțelegător și foarte atent. Se impune prin atitudine, cunoștințe și implicare și este Laura Elena Huter, de la Centrul Școlar Beethoven din Craiova. Astăzi sunt foarte mândră. Astăzi părinții mei sunt foarte mândri. Fratele meu este foarte mândru. Pentru că astăzi eu am simțit desăvârșirea. Mă gândesc acum că premiul acesta nu este al meu, ci al celor care au crezut în mine. Nu am reușit singură. Mulțumesc colegilor mei, profesorilor, elevilor pentru desăvârșirea mea. Mai vreau să spun câteva nume. Doamna Filomela, doamna Oancea, doamna Giurcă, doamna Corina, Cătălin, Bogdan, Alice, Ionuț, Crina, Irina, Mirabela. Vreau să le mulțumesc. Premiul acesta este al vostru. Da, felicitări! Oameni cu desăvârșire, mulțumim foarte frumos!
Mulțumesc, mulțumesc. După cum știți, această gală se desfășoară sub înaltul patronaj al reprezentanței Comisiei Europene în România. Șeful reprezentanței, care acum este la Bruxelles, a dorit să ne transmită un mesaj. Domnul Nicolae Idu. Dragii mei, în Uniunea Europeană, circa 80 de milioane de persoane suferă de un handicap mai mult sau mai puțin sever. Datorită obstacolelor de natură fizică, cum ar fi accesul dificil la școală sau la locul de muncă, ele sunt supuse excluziunii sociale. Pentru această categorie de populație, rata sărăciei este cu 70% mai mare decât media europeană. Comisia Europeană și-a propus să lanseze o strategie europeană pentru persoanele cu handicap. Această strategie vizează facilitarea accesării finanțării europene, sensibilizarea cetățenilor față de problemele handicapului și să stimuleze guvernele statelor membre în a coopera pentru a elimina obstacolele în calea incluziunii sociale. Printre obiectivele pentru următorii 5 ani ale acestei strategii, doresc să subliniez crearea unui sistem educațional de înaltă calitate bazat pe incluziune, garantarea faptului că Platforma Europeană pentru Combaterea Sărăciei va acorda o atenție specială persoanelor cu handicap și necesitatea recunoașterii cardurilor persoanelor cu handicap, recunoaștere reciprocă la nivelul statelor membre, astfel încât aceste persoane să se bucure de un tratament egal la nivelul Uniunii Europene ca cetățeni, turiști sau lucrători. Inițiativa europeană privind accesibilitatea va trebui ca până la sfârșitul anului 2011 să creeze standarde europene privind produsele, serviciile și clădirile publice. Promovarea accesibilității este o condiție importantă pentru crearea unei culturi europene privind egalitatea de șanse. Ne dorim cu toții să creăm o Europa fără bariere pentru persoanele cu handicap. De aceea, pentru persoane care aparțin acestui grup, doresc să le exprim întregul meu respect, prețuirea și simpatia mea. Mulțumesc! Am ținut morțiș să se audă o anumită piesă muzicală în seara asta, pentru că piesa asta spune foarte mult despre ce am făcut împreună aici în seara asta. E vorba despre domnii care alcătuiesc trupa Vița de Vie și mi-am visat să se audă în seara asta aici, de data asta, în pasă. Da. Așezat din nou cu mine la aceeași masă.
viață tare. Mircea Toma, președinte, Active Watch, agenția de monitorizare a presei. Bilanț, domnule președinte. Cum vi se pare acum, după a doua ediție, la finalul celei de-a doua ediție? Cred că primul lucru pe care simt că vreau să-l spun este că m-am simțit foarte bine. Și asta și mulțumită ție și aș vrea să propun participanților să te aplaudăm că ne-ai destins. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Și de asemenea simt că n-am mulțumit destul artiștilor, pentru că ei au lipsit de pe lista, ei au făcut totul pro bono, să știți. Și de asemenea cred că acum trebuie să ne privim între noi, că ne-am adunat aici mulți oameni care locuiesc în țara asta și mulți oameni care lucrează în țara asta, chiar dacă nu locuiesc aici. Am văzut mulți străini care vin și șurup oasele aici ca să ajute puțin să ne schimbăm. Eu aș vrea să trăiesc în România. România pe care o văd eu afară e o Românie care atunci când dă de greu îi sacrifică în primul rând pe cei vulnerabili. Ceea ce mie mi se pare că este o soluție imorală și nu e România mea. Aș vrea să schimb și mă enervez și atunci ne împrietenim cu motivation și ce putem face? Noi suntem cu nervii, ei sunt cu munca. Ei sunt în contact direct cu oamenii care au nevoie să fie ajutați aici și acum. Și noi mai abstract, așa, ne luptăm cu președinți sau cu miniștrii care declară când te aștepți mai puțin că primii suspecți de corupție din România sunt handicapații. Ceea ce, iată, totuși o valoare, că sunt recunoscute persoane cu dizabilități odată pe un prim loc. Constat că există și România mea, aia pe care mi-o doresc, România în care încep să se simtă lucruri, vreau să văd politicieni, persoane cu dizabilități, dintre cei care sunt aici. Se văd acolo să se bată, să expună pe acei oameni care uită de ei. Sau sunt ipocriți și au doar sentimente de milă și plâng. Da? Noi nu plângem aici, noi ne-am simțit bine, cred, nu? Da? Am și râs, e o problemă serioasă, e o valoare pe care vrem să o promovăm. România asta mică pe care am construit-o noi acum aici, aș vrea să o facem mare. A nu se confunda cu România mare. Bun. Domnul Mircea Toma. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, am să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în seara asta. Sper din tot sufletul să ne vedem la anul. Mulțumim încă o dată, să fiți sănătoși, ne vedem data viitoare. Nu înainte însă
de a le mulțumi celor care au sprijinit această gală. Reprezentanței Comisiei Europene la București, sub patronajul căreia gala s-a desfășurat, Fundației Vodafone România, Adevărul Holding ca partener. Au dat vestea mai departe. Știrile Europa FM, București FM, 24 FAM. Fan, nu FAM. Nu la ce-a fi fost mintea mea, domnule președinte, bun. Ups, media, revistele El, Avantaje, Psihologii, Baby. Evenimentul a fost susținut de Fundația Transilvania, Fundația Valvis, Special Olympics România, Fundația Step by Step, Media Image, Imfoto, Guitar Shop, Unitățile Protejate Arto și Motivation SRL. Iar Sovi Sprint a tipărit toate materialele acestui eveniment. Tuturor le mulțumim pentru ajutor. Am mai mulțumit. Domnul președinte, să spună la revedere. La revedere și sper să ne vedem la anul. Da? Și contăm pe voi.